De când temperaturile au început să crească mult, românii au consumat în ultimele 10 zile cu aproximativ 30% mai multă electricitate în vârfurile de seară față de prima săptămână a lunii iulie, conform statisticilor strânse de Transelectrica. Pentru a evita o eventuală pană de curent în spitalele din Vâlcea, Constantin Rădulescu a discutat cu managerii spitalelor pentru a-și asigura măsurile necesare în cazul în care ar rămâne fără electricitate. Că în această perioadă am dispus ca toate spitalele care sunt în coordonarea Consiliului Județean Vâlcea să se plaseze într-un nivel ridicat de alertă în ceea ce privește protecția pacientului, dar și a personalului, să fie pregătiți pentru eventuale întrerupere ale energiei electrice, să fie pregătiți cu tot ceea ce înseamnă generatoare de curent, valabil acest lucru și pentru DGSFC. Temperaturile sunt extrem de ridicate, sunt probleme în anumite zone, însă vreau să apreciez și să le mulțumesc colegilor mei care își desfășoară activitatea în spitale, dar și în instituțiile de ocrotire socială, ca să spun așa, pentru interesul pe care și-l dau să minimizăm cât mai mult disconfortul dat de aceste temperaturi cărora cu greu le facem față cu toți. Fie că suntem acasă, fie că suntem la serviciu. Conform specialiștilor, căldura excesivă poate provoca întreruperi de curent din cauza supraîncărcării rețelei electrice utilizate intensiv pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat, ventilație și aparatură frigorifică, atât în zonele rezidențiale cât și în spațiile comerciale. Acest lucru se poate întâmpla mai ales în zonele urbane și chiar regionale intens populate.